Închinarea noastră este răspunsul nostru, reacția noastră sau atitudinea noastră la tot ceea ce este și la ce face Dumnezeu. Dacă am pune în alte cuvinte, harul este tot ceea ce ne dă Dumnezeu nouă. Închinarea este tot ceea ce îi dăm noi lui Dumnezeu. Frați și surori, trăim într-o vreme în care s-a distorsionat învățătura biblică despre închinare. Și oamenii spun, închinarea este ceea ce primesc. Și se duc oamenii și spun, nu mă duc acolo că nu primesc nimic. Închinarea este ceea ce îi dau eu lui Dumnezeu, nu ceea ce primesc. Ceea ce primesc e har. Și când mă duc la închinare, mă duc să dau, nu mă duc să primesc. Ceea ce primesc este harul lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu este darul lui Dumnezeu, fără plată. Dar când am ajuns în mentalitatea că închinare este ceea ce primesc eu, dintr-o dată am schimbat toată teologia închinării, care este cristocentrică sau teocentrică, într-una antropocentrică. Adică fac din mine centrul închinării. Mă duc pentru ceea ce primesc eu.